27 este minutul, probleme pentru Companiucci la preluare, vine recuperarea, extraordinar Victor Dican, îl are în stânga pe Sebastian Maila, Sebastian Maila și este bară! Gol! Spectacol la Botoșani, marchează Enzo Lopez, dublă, 78 este minutul, Craiova este groghi. Dar aproape că nici cei mai fanatici suporteri ai moldovenilor nu se aștepta la un asemenea scenariu după o primă repriză modestă celor de la FC Botoșani. Craiova cade în repriza secundă, a fost și acel gest inconștient al lui Chițu și FC Botoșani începe să spere. Enzo Lopez din penalti, dar și din acțiune pe o nouă fază la care Craiova greșește. Vine acest contraatac, pas trimisă la timp de Dican, reluare elegantă de mare rafinament Mailat, bară transversală, balonul cu ceva noroc cade ideal pentru argentinian și reluarea una superbă pentru acest 3-1. Că tot vorbeam în prima repriză de scenarii, de o victorie a Botoșanului coroborată cu un succes al celor de la Dinamo. Clasamentul ar arăta în acel moment Dinamo 19, Iași 18, Craiova și Botoșani 17. Vorbim de echipele pe locuri de baraj sau retrogradabile direct. Vede și cartonașul galben, dar ce mai contează, bucuria este imensă pentru Enzo Lopez.